Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Dar cum vi s-a părut meciul, colegi? Foarte mișto. Cum vi s-a părut meciul, colegi? Eu l-am văzut. Bun. Eu am văzut faze. Ai văzut fazele? Am văzut faze. Am văzut că la un moment dat cineva a ratat cu poarta goală, goală, Mihailă, goală. Mihailă, da. Mihailă, nu? Da, i-a venit mingea rău. Însă da, e genul ăla de fază de care acum se râde jumătate de an. Mie mi-a plăcut foarte mult de domnul Mihailă. Domnul Mihailă a intrat în minutul 64. În minutul 74 a ratat cu poarta goală și în minutul 84 a fost dat afară. De nervi. Deci domnul Mihailă este un tânăr cu ritm. Înțelege, are metronomul în cap. La domnul... câte 10 minute face ceva. Da. Domnul Mihailă este unul dintre principalii artizani ai acestei calificări, pentru că a marcat golurile cu Elveția penalt în acel 2-2 în care am jucat dezastros. Și el a salvat situația. Scuze, în urmă, încheiem preliminarele astea fără înfrângere, ceea ce e absolut uluitor. Sigur, au fost două cumpene. A fost meciul ăsta cu Elveția în care a reușit Mihailă să egaleze nesperat. Și a mai fost, zic eu, 0-0 ăla cu Belarus. Am avut și grupă foarte... clătinat un pic. Am avut și grupă foarte grea, odeaua. Dar am reușit să rezistăm în grupa asta. Cu cine am fost? Nu mai există grupă. Băi, deci poveștile alea despre care tot... râdem noi. Haide, mă, lasă-mă în pace, serios. Cu insulele Feroe. Stai puțin, nu. Picam vorbim cu vorbim despre Franța, Portugalia, Spania, Italia, nu Germania. Nu poți să cu toate. Nu. N-auzi că suntem în urna sau alta. Stai, lasă-mă să le iau un pic pe rând. Vă rog. Primero. Si. Aia cu echipele mici care nu mai există, nu e bază. În sensul la că ce e? Insulele e pe poveste nemuritoare. Insulele Feroe au echipă în grupele Conference League. Luxemburg are echipă în grupele europene și Luxemburg va juca acum baraj pentru calificarea la Euro. Haide-mă. Deci nu mai e serios, în afară de Gibraltar, San Marino, mai și sunt 3-4 națiuni care România nu mai contează în fotbal. Să știi că cel mai bun comentariu din punctul meu de vedere, făcut după acest meci, aparține vechiului nostru amic Julius Constantinescu. Ce a zis? Care a spus că prin calificarea sa la campionatul european, România a făcut fericite 4 țări. România sunt cele 3 care vor cădea în grupă cu ea. Nu există. Nu e adevărat. Păi... O să vedeți, cum v-am spus că ne calificăm, vă spun că și dacă rămânem în urna a doua, dacă da, nu dăm cu piciorul în găleată acum cu Elveția mâine seară, ne trebuie un egal cu Elveția, care Elveția e... Praf. Auzi, despre ce discutăm noi? Stai puțin. Parafighinioniști. Câte echipe merg la Euro? Multe. Toate. Cam jumate. Cât? 24, jumate 32, cât? Da, domne, multe. Eu mi-aduc aminte că pe vremuri, da, când juca Danemarca de pe plajă, erau 16, da. Erau 8, cred. Erau 16. Au fost și 8. 16. Au fost și 8. Nu cred că au fost 8 niciodată. 16. Dacă erau 4 grupe de 4, da, 16. Adică abia să făceai loc printre Anglia, Italia, așa, Spania, Olanda. Acum trebuie să treci de grup. Acum te bați cu Belarus și Andorra, serios? Băi, să nu mai jucăm serios, atunci. Serios. Să... Deci, băieții, cum să spun? Băi, s-au muncit mult pe teren. Asta da, n-ai ce. S-au alergat oamenii aia serios. Pe mine m-au uns, deci, pe mine m-a dat pușca și gol. M-a bucurat foarte mult condiția lor fizică. Asta este un plus. Deci de la asta începe toată treaba. Cu tehnică n-avem. Mă, dar de alergat au alergat foarte mult. Și în sfârșit am avut și noi noroc. Te bucura că a dat Pușcaș gol. Pușcaș a dat gol cu mare noroc. I-a sărit mingea în cap, practic, din bara respectivă și a reușit să nimerească poarta. Nu, el a urmărit mingea, ceea s-a dus ce acolo. Nu se poate spune, desigur, despre domnul Mihailă, dar el a dat gol în alte meciuri. Da. Frate, ai dat gol în alt meci, acum apăsă. Practic, și nu se poate spune despre domnul Hagi, care domnul Hagi a șutat cu jumătate poartă goală în lateral. El... Și iar norocul lui i-a ricoșea mingea înapoi. Și era central la prima mână, a șutat. Și a centrat, mă, avea jumătate de poartă goală în față din 6 metri și a șutat cu dreptul, lateral. Zici tu. Da. În primul rând vezi că el e mai bine cu stângul și în al doilea rând el a vrut să centreze acolo. Dar cert e că în preliminarele astea fiecare băiat a fost... Acum îmi pare rău, e meciul în reluare pe undeva, că vreau să-l văd. Băi, trebuie să vezi, nu, serios. Deci băieții au alergat foarte mult. Cam dezarticulat după părerea, dar eu sunt răutăcios de felul meu, nu mă luați în seamă. S-au calificat, bravo, foarte bine, tehnică n-avem. Mă, da, dacă reușesc să alerge așa 3 meciuri la europene, poate reușesc să scoată un egal, ceea ce ar fi un lucru bun. Să știi că suntem în contratimp și ne contrazicem cu toți cei care se bucură acum de da, calificarea normal României. Zic. Prin mesaje. Că în 84 ori fi fost 8 echipe, nu știu, de verificare și am dus. Petrescu s-a uitat la alt meci. Știi cine e Petrescu? Da, eu sunt da, Petrescu, da.
Hai de capul nostru, zăi seama ce, ce, ce bun e ascultătorul care... M-am crezut că Dan Petrescu a zis ceva. Zăi seama ce bun e, cum, cine semnează? Nu semnează. Nu semnează. Deci ce bun ești, meștere, când te uiți tu la meci, dar nu știi cu cine vorbești. Uite, e Sandu din Constanța. Sandule, să trăiești, ești foarte bun. Petrescu s-a uitat la meci. Te salută Petrescu. 0372069599. Acum este momentul să sunați și voi să spuneți cum vi se pare... Că cum o vedeți? Cum o vedeți, da. Cum o vedeți, practic? Cum vi s-a părut naționala? Puteți cum vi se pare meciul de mâine? Da, dincolo de entuziasmul victoriei și a calificării și al calificării... Ce îmi face la Euro? Foarte bun. Da. Eu... Până la Euro mai e însă o veșnicie, atenție. Mai un an, ce, ce veșnicie? Mai e un an. Da. Mai puțin. Mai puțin. Dar, practic, da, în termen fotbalistici, mai este foarte mult. Și eu aș vrea să-l felicit foarte mult și pe domnul Burleanu, care a luat primă de 100.000 de euro pentru calificarea asta. Bă, dă-o, bă, colo, serios. Băi, am muncit omul. Da. A oferit condiții naționale. Da, vezi că ești gospodăresc, banii de capul lor acolo. Adică da, nu, păi asta nu ia spun. Banii ca felicitări, de la stat sau de la... Felicitări lui șeful. Da. Practic. S-a descurcat bine. Păi da, a fost inspirat cu Yedi. Serios? L-a și ținut pe Yedi, a și spus. Așteptam... Cum până după... Așteptam un insert cu Yedi astăzi, n-ai dat nimic. E, am văzut că la conferința de presă au sărit jucătorii peste el. Sunt vechi. S-a petrecut, alea, ai văzut. Nu l-aș fi imaginat pe Yedi așa vesel. Și a mai fost o fază formidabilă la final. Zav, trebuie să vezi meciul, dar trebuie să vezi reluarea transmisiunii, ca să au și comentariu excepțional al colegului Costi Mocanu și Emil Grădinescu. Au fost ceva? Favoriții mei. Da. Mi-am adus aminte de... A fost și Grădinescu cu el, că eu l-am auzit numai pe Costi Mocanu. Da. Mi-am adus aminte de meciurile din curtea școlii. Și comentariile pe care le făceau unii colegi pe margine, dar mă rog, iar am fost foarte rău. Salutări, Costine, foarte drag de tine, mă rog. Dar trebuie să vezi finalul, că la final intră jucătorii pe teren, sunt super fericiți. Și e Pușcaș care strigă: bă, ăștia suntem, bă, ăștia suntem, înțelegi? Și mi-am adus aminte de expresia asta, ăștia suntem, de obicei are altă conotație. Mi-am adus aminte de secvența de la Tele7, când, știi, pe vremea când Tele7, anii 90, se lansase ProTV-ul, care avea sloganul ăsta: ești pe ProTV? Foarte bine, asta e televiziunea. Și Teo Trandafir umbla pe culoarele de la Tele7 și zicea: ești pe Tele7? Asta e. Înțelegi? Așa și Pușcaș. Ăștia suntem. Măi, da. Ăștia suntem. Asta este viața. Ne... Frunțile sus. Bravo, copii. Bine. Vorbim despre națională în câteva momente. Așteptăm telefoanele voastre. 0372069599. Puteți să ne contraziceți. Puteți să nu contraziceți și pe domnul Petrescu. Hai să vedem cine e în direct la 0372069599. Noi însă am început discuția ca între profesioniști. Aici știți bine. Au venit și mesaje. Sunt oameni care se pricep la fotbal, știu fotbal, și unii cărora le place. Domnul Petreanu nu face parte din nicio categorie. El este total pe din afară. Dar nici n-am negat vreodată asta. Eu aș păstra mesajul ăsta. După asta, da. După asta îmi oferă obiectivitate. Adică nu am partii priori. Eu mă uit la acest meci. Băi, foarte bun mesajul. Și văd cum sare mingea de oameni. Și spui părerea ta. Și spun părerea. Asta zic. Deci, ai putea fi comentator. Pot să fac. La, putem să facem la rubrica de sport părerea lui Petrescu. Da, lui Petrescu. Daniel, bună dimineața. Salut, Daniel. Salut, Dani. Bună dimineața. Dacă ascultătorul mai devreme, probabil că se... pricepea la fotbal, dar asta și-a și permis să spună despre domnul Petreanu. Eu aș spune că naționala de astăzi, nu, ai perfectă dreptate și eu chiar mă pricep la fotbal. Naționala de astăzi este un fake, exact cum a fost și melodia mai de care ați difuzat-o mai devreme. Adică, nu, eu nu zic că nu-i frumoasă melodia care a fost mai devreme, dar și naționala de astăzi este frumoasă, dar nu putem să o comparăm cu ceea ce a fost înainte și nu va ajunge. Auzi, Daniel, dar noi nu greșim comparându-ne cu jucătorii din anii 90-2000 de atunci? Da, dar eu zic că întotdeauna facem o comparație. De exemplu, salariul pe luna asta îl comparăm cu cel de luna trecută sau cu cel de acum 5 ani sau 10 ani, nu? Acum 10 ani, mă. Da, exact. Dar da. Naționala este o păcăleală de fotbal ce a jucat Naționala în aceste preliminarii. Cu mare noroc și cu forceps ne-am calificat, să nu uităm.
Într-adevăr, fotbalul s-a schimbat. Dacă vă uitați după Naționala Luxemburgului, a terminat pe locul 3, ceea ce pentru mine a fost incredibil. Inclusiv Naționala noastră, să știți că în afară de două lucruri pozitive, adică de moldovan portarul și de antrenorul, pentru că părea mea că Edi, dacă era antrenor în generația 90, făcea mai multe decât a făcut Tatapuiu, care era cu autobaza și cu șofer cu tot cu autobază. Adică n-am avut o echipă cu care puteam să câștigăm trofee la nivel de națională, nu și-a bătut joc de acea echipă Tatapuiu și cred că și acum trebuie acasă și pupa icoanele în loc să, nu știu, să se uite la un meci. De comentat, ce să spun, a fost... Din punct de meu de vedere a fost ridicol comentariu, dar sau poate nu suntem noi obișnuiți cu un astfel de comentariu. Modern. Nu că nu erau noi comentatori, adică... Știu că nu știu, păi... Și nici noi nu suntem chiar noi. Da. Pe domnul Grădinescu știu că comenta de mult și pe Mocanul la ProTV, dar mi s-a părut așa, nu știu, ciudat, cel puțin. Poate au încercat ceva nou. Daniel, îți mulțumim tare mult. Mulțumim. Marius, bună dimineața. Salut, Marius. Salut. Salutare! De principiu, nu voi fi de acord cu opinia și cu linia pe care ați încercat să o trasați la adresa echipei naționale. Adică? Domnul Petreanu, cred că a făcut mii de ascultători să schimbe radioul, să schimbe postul de radio. Nu. Vă asigur că nu. Vă asigur că nu. Oamenii care ascultă deșteptarea mă cunosc. Așa. Ca și fi dumneavoastră să realizeze și să caute statistică, probabil se poate, câți oameni au schimbat postul de radio atunci când ați încercat să dați cu hate. Și să mă dea afară. Să fiu în acești copii care au muncit pentru performanța asta publică. Hagi nu a dat gol pentru că jumătate de poartă era goală, ci Hagi a dat gol pentru că și-a sacrificat copilăria și adolescența să ajungă la nivelul la care să-i vină mingea în fața porții. Dar nu, stai puțin, Marius, Vlad a zis că a dat cu, când a tras primul șut spre, care a fost de fapt o centrare, zic eu. Da. Cu dreptul, acolo a zis că era jumătate de poartă goală și că el a centrat în loc să... Da. De acord. Eu nu, zis că eu nu știu unde ar fi putut să centreze în stânga, că în stânga nu părea să fie nimeni să care să primească o centrare forță. Să știi, Marius, că Vlad este vocea profanilor, a celor care nu sunt, nu serios, nu e interesat de fotbal, nu e microbist, se uită rar la fotbal, joacă în schimb mult FIFA. Și centrează bine. Da, hai că da. L-a bătut la uscat pe Luca ultima oară. Îi place și Caterinca. Subtilă, dumneavoastră. Nu, Marius, acum serios, spune-mi, te rog frumos, Marius, că cele două goluri ale noastre n-au avut o doză semnificativă de noroc. Spune că n-au fost cu noroc. Dacă erau, ba da. Foarte frumos, spectaculul șutului Stanciu. Gândiți-vă la șutul pe care l-a avut Drăgușin în vincul, da? Foarte bun ăla. Înapoi la Pușcaș. Drăguș. Excepțional șutul ăla. Mi-ar fi plăcut să fie... Stai puțin. Mi-ar fi plăcut să fie un gol șutul lui Drăguș din afară, o hodă departe. A fost super frumos, exact. Excepțional. Dar să știi și a sărit înapoi nu la Pușcaș. Sărit. Pușcaș a urmărit. Dintre toți fotbaliștii ăia de acolo, Pușcaș pleacă în urmărirea... Asta are un merit acolo, Vlad. Adică el nu era gen... Dormea lângă bară și a venit mingea în cap. Nu, el l-a urmărit acolo. Vă realizez că noi ne-am aprins de la nimic. Dar nu s-a aprins nimeni. Cine s-a aprins? S-a aprins un pic Marius. Marius, după centrarea aia către... Nu știu cine era acolo, că erau numai apărători israelieni, i-a ricoșat mingea înapoi lui. Și atunci, da, șutul de la gol a fost spectaculos. Domnul Petrescu, lăsați și pe alții. Da. Vlad, bună dimineața! Salut! Salut, băieți, salut! Salut! Stați un pic să-mi revin după intervenția lui Marius mai dinainte. Da. E dreptul lui, e opinia lui și o respectăm. Hai să nu... Lasă-l pe Marius, tu zii de ale tale. Zii de națională și de da, cum o vezi. Așa, da, bun. Deci, domnul Dan Petrescu. Da, așa. Nu, Petrescu și atât. Da, așa, Petrescu, da. Eu aș vrea să dialoghez un pic cu colegul Luca. Da. Și că el e reprezentantul exuberanților din țară, a microbiștilor exuberanți. E nu chiar exuberant, dar fericit, de ce nu? Da, bun. Auzi, Luca, da, chiar am ajuns să ne mândrim că am terminat neînvinși într-o grupă cu Andorra, Kosovo și Belarus. Păi, da, adică pentru că, repet, sunt surprize. Păi... În toate grupele, dacă te uiți... Cu mici excepții și vorbim de țări precum Portugalia, Spania, care nu sunt din filmul nostru, da? Toate au trecut prin
chinuri ca să ajungă la Euro. Și totuși suntem într-o grupă și cu Elveția, Elveția care a eliminat Franța de la ultimul campionat european, chiar aici pe Arena Națională, adică e o super națiune fotbalistică în momentul de față Elveția. Noi deocamdată avem un egal cu ei, fie el și norocos, și rămâne de văzut mâine. Mâine putem într-adevăr să ne dăm măsura valorii și să ne apărăm blazonul, adică atunci chiar va fi de apreciat că vom fi terminat neînvinși calificările astea. Deci uitați-vă la mine, dacă mâine România bate Elveția cu 2-3-0, nu se mai poate discuta despre național. Cu Luca? Da, nu, cu nimeni. Nu, că sunt rezonabil, da. Cu nimeni. În schimb, eu simt că nu o să fie chiar așa. Ai care părțile de Caterinca, echipa națională. Că sunt lucruri de râs la echipa națională. Foarte mult mi-aș dori. Am mai văzut calificări, mă rog, nu vorbesc de alea din 90. După 94 încolo. După 94 mi-am văzut vreo 3. Da. Și am văzut 4. Acele calificări în care ne-am dus în grupele respective și i-am făcut fericiți pe toți. Aș vrea la acest turneu să-i amărâm măcar pe unii cu un egal, dacă s-ar putea. Să știi că noi ciuca bătăie acolo, mi-aș dori foarte tare. Hai să vedem pe scurt ce spune și Răzvan. Nața, Răzvan. Bună dimineața, băieți, de la Sibiu vă spun. Salut. Aș vrea să precizez ceea ce o să vreau să spun. E bine din partea cuiva care în 17 noiembrie 93 a mers de la Piața Unirii până la aeroport pe jos. Bravo. Și știți la ce mă refer. Și care în ultimii 10 ani de zile, să zic că nu știu dacă am prins adunate 90 de minute a unui meci cu Naționala României, care e un național, la momentul ăsta, din punctul meu de vedere, de neprivit. Aș vrea să nu mai râdem de amicul din Constanța cu domnul Petrescu, pentru că eu cred că i-a făcut o farsă autocorectă, probabil că în loc de Petreanu e fi și Petrescu. N-au nu-i nicio problemă. Stați liniștit. Dar sunt totuși cu totul de acord cu Vlad, țin să iau apărarea în fața celor care l-au acuzat de, nu știu, fals patriotism sau chestii de genul ăsta. Jocul național de astăzi, evident că mă bucur, evident că e ok. N-am văzut decât a doua repriză, pentru că fiimea a vrut să vadă meciul, pentru că altfel nu m-aș fi uitat. Da, e o bucurie, e normal, e foarte bine, dar jocul e o glumă și mi-e tare frică că vom păți cam ca la rugby, ne vom duce acolo absolut degeaba. Nu cred, și în urma a doua valorică, că eu nu cred că trecem de centru terenului la meciurile. Nu există, nu e adevărat. Nu o să fie așa și nu trebuie să rămânem agățați de performanțele alea din 90-94, acolo au fost excepțiile. Da. În rest, încă o dată, să le dăm băieților felicitări, au muncit enorm, au alergat foarte, foarte mult și au dorit foarte mult asta, au fost super motivați, felicitări pentru asta. Din punctul meu de vedere de profan, cum ziceți voi, care totuși m-am mai uitat la fotbal în viața mea, tehnica lipsește foarte tare. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.